Imaginile au fost surprinse de meteorologul de la stația Vârful Omu și postate pe pagina de socializare. Prima ninsoare din acest sezon rece a căzut în Buceci, marți după amiaza. La altitudini mari, temperaturile au scăzut brusc. De altfel, în toată țara au fost înregistrate temperaturi mai mici, iar în jumătate din județ a fost valabil un cod galben de instabilitate atmosferică. Zăpada de septembrie nu este un fenomen neobișnuit, spun meteorologii. În ultimii ani, primii fulci au făcut apariția încă din prima lună de toamnă, la altitudini mai mari. Primele zile din octombrie vor aduce o creștere treptată a temperaturilor, înregistrându-se valori mai mari decât normalul perioadei. Până în data de 5 octombrie, valorile maxime vor fi în creștere spre o medie în jurul a 27 de grade, vremea devenind caldă pentru începutul lui octombrie.